Acum multă vreme, în primul film Karate Kid, doi băieți s-au luptat pentru titlul de cel mai bun karatist din oraș, iar băiatul câștigător este Daniel LaRusso. După ce a câștigat campionatul, acesta s-a reprofilat și a început să vândă mașini, el având propria sa reprezentanță auto. Cât despre băiatul învins, el este Johnny Lawrence, iar după ce a pierdut în fața unei lovituri de flamingo, viața sa a fost un dezastru, el având atât probleme în familie cât și un job de căcat care abia îi permite să trăiască de pe o zi pe alta. Într-o zi, Johnny mânca o felie de pizza pe o bordură, iar lângă el niște bătăuși se iau de un vecin de-al său, un băiat pe nume Miguel Diaz. Lui Johnny nu prea îi pasă că Miguel își ia bătaie, dar în timpul conflictului, bătăușii i-au lovit mașina. Deci Johnny își scoate de la naftalină tehnicile de karate și le dă o mamă de bătaie la plozi. După asta, Miguel îi ceva de genul, trebuie să mă înveți și pe mine să fac așa ceva. Deci Johnny vede în această situație o oportunitate, așa că el reînvie Cobra Kai, dojo-ul de care aparținea în tinerețe. Cobra Kai are o filozofie destul de agresivă, care se bazează pe atac, motoul dojo-ului fiind lovește primul, lovește tare, fără milă. Metodele lui Johnny sunt discutabile, anume el nu tolerează slăbiciunea în dojo-ul său, iar antrenamentele sale presupun săritul de pe o clădire pe alta, să fii fugărit de câini, să încerci să înnoți în timp ce ești legat la mâini, să intri într-o cifă de beton ca să o faci să se învârtă din interior și așa mai departe. Or fi metodele lui Johnny mai neortodoxe, dar Miguel reușește să progreseze și să devină un badass datorită lor. By the way, prietenii lui Miguel sunt Dimitri și Eli. Amândoi sunt ocilari, iar Eli primește bully masiv din cauza care o cicatrice pe buză. Crush-ul lui Miguel este Sam LaRusso, fica lui Daniel LaRusso, fata este prietenă cu niște scorpii populare și l-are drept iubit pe Kyler, a.k.a. bătăușul șef care terorizează pe Miguel, Dimitri și Eli. Cea mai bună prietenă a lui Sam din copilărie este Aisha, dar din păcate pentru ea, noile prietene ale lui Sam îi dau bully, așa că ea decide să se înroleze în Cobra Kai. Inițial, Johnny nu a vrut să antreneze fete deloc, dar din cauza că un dojo cu un singur student nu e prea profitabil, iar chiria e scumpă, Aisha se înrolează oficial în Cobra Kai. La un moment dat, Sam află că iubitul ei este un măgar care râde de cei mai slabi decât el, așa că îi dă papucii, iar drept consecință, el îi scoate povești pe la spate. Povești care fac pe toți așa ziși și ei prieteni să îi întoarcă spatele. La un moment dat, când Kyler încerca să o umilească pe Sam în fața întregii școli, Miguel intervine și îi ia apărarea crush-ului său. Deci, în mod evident, Kyler și bătăușii săi vor să-i dea o lecție. Dar de data asta, Miguel își ia revanșa și mătură pe jos cu nesimțiții ăia. Iar spre bucuria lui Johnny, toată bătaia a fost filmată și a ajuns virală pe net. Lucru care a motivat o armată de tocilari să vrea să facă o schimbare în viața lor. Miguel fiind dovada vie că un tocilar poate ajunge să-și poarte singur de grijă. Printre noii recruți al lui Johnny se află și Eli. Iar Johnny îi dă un sfat care nu e teribil. Anume, oamenii oricum o să facă mișto de buza lui. Fie că îl deranjează, fie că nu. Deci Johnny sugerează să le distragă atenția ca să nu se mai uite la buza lui. Iar drept urmare, în ziua următoare, Eli se tunde, își face un tatuaj și își zice Hawk. Țineți minte că v-am zis că Johnny are probleme în familie? El are un băiat pe nume Robbie Keane, iar din cauza că Johnny nu i-a fost niciodată alături și din cauza că măsa e non-stop pe pastile, prafuri și băieți, Robbie a luat-o pe niște căi destul de întunecate. El a renunțat la școală, s-a înhăitat cu niște golani și a ajuns să fure din magazine ca să supraviețuiască. By the way, ca o paranteză, dacă până acum îți place acest video, te-aș ruga să-i lași un like și abonează-te la canal dacă nu ai făcut-o deja. Astfel tu mă susții să produc videouri în continuare. Plus, dacă vrei să fac un video cu aventurile lui Daniel LaRusso din filmele Karate Kid, te rog să-mi zici în comentarii. Curând urmează să scot un video cu Beyblade în X minute. Deci aprinde clopoțelul ca să fii pe fază atunci când postez videoul. Robbie a văzut că Taxu a început să fie apropiat de Miguel. Deci într-un act de gelozie, el s-a angajat la reprezentanța LaRusso ca să-i facă în ciuda lui Taxu. Din cauza că noul Cobra Kai a adus amintiri neplăcute lui Daniel, el s-a întors la vechea sa pasiune și a început să-l antreneze pe Robbie în artele stilului de karate Miyagi-Do, stil pe care Daniel l-a învățat de la un moș japonez pe nume Domnul Miyagi și care se bazează pe defensivă și echilibru interior. By the way, Daniel a devenit tatăl pe care Robbie niciodată nu l-a avut, o figură masculină care să-i ghideze calea și care să-i dorească tot binele din lume. Vedeți voi, Johnny și Daniel au trăit mereu într-un cerc vicios în care celălalt e singurul personaj negativ al poveștii. Ca să vă faceți o idee, la un moment dat, Johnny a desenat o sculă pe un afiș cu LaRusso exact lângă gură, iar drept răzbunare
care, Daniel a tras niște sfori ca Johnny să plătească o chirie mai mare pentru spațiul în care îi se afla dojo-ul. Dar tot războiul ăsta a ajuns la punctul culminant când un văr de-a lui la Russo a decis să-l pună la punct pe Johnny. Așa că el și niște tovarăși motocicliști de-a lui l-au atacat și i-au incendiat mașina. După ce Johnny le-a dat o mamă de bătaie, le-a luat una dintre motociclete și a mers direct la Daniel acasă ca să rezolve problema. Iar prin rezolvatul problemei mă refer la bătaie. Johnny numai așa își rezolvă problemele. Noroc totuși că soția lui Daniel îi pune pe cei doi la masă și îi forțează să vorbească. Deci după această discuție, Daniel trebuie să-i cumpere o nouă mașină lui Johnny, asta plus Sam este pedepsită, pentru că la un moment dat ea și prietenele sale au lovit mașina lui Johnny și au fugit de la locul accidentului. Din fericire pentru Miguel, acesta și-a făcut curaj și a chemat-o pe Sam în oraș. Iar după un mic sărut într-un parc de distracții, cei doi au ajuns să formeze un cuplu. Dar pentru că Daniel îl urăște pe Johnny, Sam nu i-a zis lui Taxu că are un nou iubit care face parte din Cobra Kai. Acum vă dați seama că toată situația asta nu îl face pe Miguel să se simtă prea bine. Mai ales că la un moment dat el a vrut să se autoprezinte în fața lui Daniel drept iubitului Sam. Dar el s-a oprit când l-a văzut pe Robbie la ei în casă luând cina cu aceștia. By the way, toate astea s-au întâmplat înainte ca Sam să fie pedepsită. Iar acum că e pedepsită, Sam nu a reușit să ajungă la o petrecere la care trebuia să meargă cu Miguel. Totul a fost cam suspect pentru Miguel. Asta din cauza că Sam nu i-a răspuns la mesaje toată ziua. Bineînțeles, din cauza că era pedepsită. Dar Miguel nu știa asta. Iar partea cea mai nașpa este că în cele din urmă ea își face apariția la party împreună cu Robbie. Nu vă dați filme încă? Robbie doar s-a prefăcut că s-a lovit la picior ca să o scoată pe Sam din casă. Știți voi, familia la Russo a pus-o pe Sam să-l ducă pe Robbie acasă cu mașina. Iar cei doi au mers direct la petrecere. Am vă dat seama că lui Miguel nu i-a picat prea bine să-și vadă iubita lângă alt băiat. Mai ales după ce a fost ignorat toată ziua. Iar din cauza că a avut câteva beri la bord, el a dat să-l lovească pe Robbie, dar din greșeală a rănit-o pe Sam. Deci cei doi au cam terminat-o. Pentru moment cel puțin. Țineți minte că Daniel trebuia să-i cumpere lui Johnny o mașină? El i-a luat un Dodge Challenger care a trecut pe la Custom Tuning și care a ajuns mașina oficială a dojo-ului Cobra Kai. Cât timp cei doi se înțelegeau în privința mașinii, chiar părea că ei ar putea fi prieteni. Dar la un moment dat, Robbie intră pe ușă și Johnny își iese din minți când vede că Daniel este apropiat de fiul său. Deci cam atât a fost și cu pacea dintre ei. Între timp, în oraș se ține un campionat de karate, iar Cobra Kai domină tot turneul. By the way, la turneu participă și Robbie. În semifinală, Hawk îl atacă pe Robbie pe la spate, lucru care îl descalifică din campionat și care îl trimite pe Robbie în finală. Dar acesta este rănit destul de grav la umăr. Sam și Miguel încă sunt certați. Deci Miguel ia tot turneul ăsta cam prea personal. El reușește să ajungă în finală, unde Robbie se luptă destul de binișor, ținând cont că el își poate folosi doar o mână. Dar Miguel luptă murdar pentru a avea un avantaj. Johnny își amintește de lupta sa cu la Russo de acum mulți ani și vrea să fie diferit față de senseiul său. Așa că el îl sfătuiește pe Miguel să lupte cinstit. Dar în meciul decisiv, Miguel îl lovește pe Robbie în numărul accidentat, lucru care îi aduce victoria. Un pic mai târziu, Johnny este vizitat de către John Chris, adică fostul său sensei care ar face orice ca să-și atingă scopurile. În finala dintre Johnny și Daniel de acum mulți ani, Chris și-a pus un student să-l lovească pe la Russo mișelește pe la spate, iar pe Johnny să profite de acel picior slăbit pentru a câștiga. După ce Johnny a pierdut, Chris mai că era să-l omoare cu trofeul său de locul 2. Amu, ideea e că Johnny nu-l suportă pe Moș și pe bună dreptate, dar pe când omul i-a reparat trofeul cu care era să-l omoare și după ce află că el stă la un adăpost pentru oameni nevoiași, Johnny decide că el merită o a doua șansă și îl primește în noul Cobra Kai ca sensei. Cât timp Johnny își continua antrenamentele periculoase, Daniel și Robbie nu stau degeaba și deschid împreună dojo-ul Miyagi-Do. Asta pentru a diminua influența pe care Cobra Kai o are în societate. Iar al doilea student al Miyagi-Do este Sam. Deci Robbie și Sam au ocazia de a se apropia unul de altul. Se apropie mai mult decât credeți. Pentru că mama lui Robbie l-a abandonat pe puști ca să fugă cu unul nu știu ce aventură în Colorado. Iar din cauza că i-a lăsat pe cap chiria și niște facturi neplătite, Daniel intervine și îl cazează pe Robbie la el acasă. By the way, Johnny încearcă să îndrepte lucrurile cu Robbie, dar nu prea îi iese. Că tot vorbeam de Johnny, el nu o are deloc cu tehnologia. Dar de îndată ce își ia un laptop, el profită la maxim de internet. După ce s-a uitat la tipe sexy pe Google, el vede o reclamă la dojo-ul Miyagi-Do. Deci și el la rândul lui face o reclamă la Cobra Kai. Conflictul dintre cele două dojo-uri escaladează și mai tare când la un festival, Miyagi-Do a organizat o demonstrație de karate.
dar cei de la Cobra Kai se bagă peste ei și le fură lumina reflectoarelor cu o demonstrație mult mai șmecheră. Deci o grămadă de noi recruți se alătură Cobra Kai. Printre noi recruți, cel mai tare iese în evidență o tipă pe nume Tori. Ea nu iese în evidență doar pentru că e sexy sau pentru că e actrița care a jucat-o pe Emma în Jesse, ci pentru că e o tipă dură care a avut parte de o grămadă de greutăți în viață. Tori încearcă să flirteze cu Miguel, dar băiatul încă suferă după Sam. După ce Tori a văzut ce video cringe a făcut Miguel fostei sale, ea a fost ceva de genul ăla: tu vii cu mine să ne distrăm. Și inevitabil ei au ajuns împreună. Că tot vorbeam de oameni care inevitabil s-au cuplat, mai e nevoie să zic ceva de Robbie și Sam? Adică și eu m-aș cupla cu Robbie dacă aș fi fată. Omul arată foarte bine. Ce e a lui, e a lui. By the way, îl mai țineți minte pe Dimitri? Prietenul tocilar al lui Miguel și Hawk? Având în vedere că toți prietenii lui fac karate, omul a decis să-i dea o șansă Cobra Kai. Dar din păcate, el o dat de Chris. Iar din cauza că o vorbit mult și prost, Chris l-a pocnit în față. Deci Dimitri a fugit cu coada între picioare, direct pe ușa deschisă a lui Miyagi-Do. Plus tot a lăsat o recenzie negativă Cobrei, lucru care l-a enervat pe Hawk. Așa că el și prietenii săi de la dojo l-au atacat pe Dimitri într-un magazin din mall. Noroc că pe zonă erau și ceilalți membri Miyagi-Do, iar Robbie și Sam au reușit să doboare împreună toate cobrele. By the way, de când Eli a devenit Hawk, el s-a combinat cu una dintre prietenele lui Sam, o tipă super sexy pe care o cheamă Moon. Dar de îndată ce Moon a văzut că Hawk s-a transformat într-un măgar, ea l-a părăsit. Deci în momentul de față, Hawk trece printr-o perioadă destul de neagră. Iar din nefericire pentru el, Chris a simțit asta și l-a manipulat pe Hawk să vandalizeze dojo-ul Miyagi-Do. Ca și fapt divers, gestul lui Hawk i-a determinat pe mulți să părăsească Cobra Kai în defavoarea lui Miyagi-Do. By the way, la un moment dat, Johnny a trebuit să plece din oraș pentru câteva zile din cauza că unul dintre cei mai buni prieteni ai săi a murit de marele ce. Dumnezeu să-l ierte! Iar cât timp a fost plecat, Chris a intrat în mintea copiilor și le-a arătat căile sale. Pe când s-a întors în oraș, Johnny îi ia pe copii și îi duce într-o pădure pentru antrenament. Acolo el formează două echipe pe care le pune să se lupte pentru supraviețuire. Cel care rămâne în picioare la final este un adult dubios care își zice Stingray. Dar nu el e important acum, ci lupta dintre Hawk și Miguel. După ce Hawk a pierdut, el primește un picior în cap de la Miguel în timp ce era la pământ. Văzând asta, Johnny îl ia pe Chris deoparte și îi zice ceva de genul: bro, nu ne-am înțeles că acum facem lucrurile în felul meu? Deci Johnny îl dă pe Chris afară din Cobra Kai. Între timp, Johnny și-a descărcat Tinder și a ieșit la câteva date-uri. Dar lucrurile nu au mers prea bine, așa că a decis să fie de modă veche și a scos-o la o întâlnire pe masa lui Miguel, femeia fiind singură de ceva vreme. Și totodată Johnny mai avea fantezii cu ea. Ironic, la masa de lângă ei se pun Daniel și soția lui. Johnny îi explică rivalului său că nu a avut nimic de a face cu vandalizarea dojo-ului Miyagi-Do și că el încearcă să schimbe în bine Cobra Kai. Iar după ce ăștia doi au avut o seară destul de faină, ei decid să îngroape securea războiului. Păcat că studenții lor nu fac același lucru, în special din cauza tensiunilor dintre Miguel, Sam, Robbie și Tori. By the way, Sam a fost odată destul de nașpa cu Tori doar din cauza că face parte din Cobra Kai. Deci nu doar băieții, ci și fetele au o rivalitate destul de serioasă. La o petrecere, Sam a băut un pic cam mult. Asta din cauza că a vrut să-i arate lui Tori că nu se lasă mai prejos. Un pic mai târziu, la aceeași petrecere, Miguel merge la Sam și își cere scuze pentru felul în care s-a comportat, el dorind să calmeze apele dintre ei, la care cei doi se sărută chiar în fața lui Tori. By the way, cam așa se întâmplă când bei prea mult. Îți înșeli iubitul. Că tot vorbeam de ape tulburi, Dimitri încearcă să se împace cu Hawk, dar băiatul e prea fixat pe căile lui Chris. Petrecerea este spartă de către poliție, iar din cauza că Sam e torpilată bine și nu vrea să fie văzută de a ei în starea asta, Robbie o duce acasă la Johnny. În ziua următoare, LaRusso îi urmărește telefonul și ajunge acasă la Johnny. Deci cei doi sunt pe cale de a se bate din nou, dar noroc că ei sunt despărțiți de către Robbie și Sam. By the way, asta e totodată prima zi de școală, iar Daniel l-a înscris pe Robbie la școala lui Sam. Iar ca în orice zi normală de școală, Tori vorbește la microfon și o provoacă la luptă pe Sam. Asta pentru că l-a sărutat pe Miguel. Toți copiii se adună pe hall, iar Tori o atacă pe Sam. Robbie intervine ca să-și protejeze iubita, iar Miguel intervine și el ca să o protejeze pe a lui. În scurt timp, toată situația a escaladat într-o confruntare între Miyagi-Do și Cobra Kai. Chiar și Stingray este prezent la încăierare, lupta având loc în timp ce el dădea un interviu pentru a deveni gardianul școlii. În timpul luptei, Dimitri îl aruncă pe Hawk într-un dulap, Tori scoate la iveală niște țepi ca să-i facă felul lui Sam. Totuși, noroc
noroc că nimeni nu a fost rănit prea tare aici. Dar la etaj, Miguel și Robby se luptă pe viață și pe moarte. Miguel e în avantaj și a reușit să-l pună la pământ pe Robby. Dar băiatul își amintește învățăturile maestrului său și lasă liber pe Robby, arătându-i milă. Dar în loc să-și admită înfrângerea, Robby continuă să atace și-l aruncă pe Miguel de la etaj. Mai că asta o să lase semn. Miguel e în viață, dar e în comă. Drept urmare, tot Cobra Kai-ul consideră că Johnny este vinovat pentru accidentul lui Miguel, pentru că Johnny i-a învățat să le arate milă dușmanilor. Iar dacă Miguel nu i-a arătat milă lui Robby, acesta nu ajungea în comă. Deci Hawk și restul elevilor Cobra Kai sunt luați de Chris în cuibul său de viperă. Atât Johnny cât și la Russo se simt vinovați pentru ceea ce s-a întâmplat la școală, așa că ambii renunță la karate. După ce l-a împins pe Miguel de la etaj, Robby a fugit din oraș, așa că Daniel și Johnny fac echipă ca să-l caute. În cele din urmă, Robby merge la mama sa, care între timp s-a întors în țară și s-a internat cu ajutorul lui Daniel la un centru de detoxifiere. Așa că tipa îl sună pe la Russo și îi zice că Robby e la ea. Daniel merge instant să-l vadă pe Robby, dar el nu merge singur. El a chemat și poliția. Asta pentru a face sentința lui Robby mai ușoară. By the way, Robby interpretează gestul lui Daniel ca pe o trădare. Între timp, Miguel se trezește din comă, dar ca măcar să aibă o șansă să umble din nou, el are nevoie de o operație. Sam și Miyagi-Do organizează o strângere de fonduri pentru operația lui Miguel, dar banii sunt furați și donați de către Cobra Kai. By the way, cu un efort din partea tuturor celor apropiați lui Miguel, băiatul beneficiază de acea operație. Johnny a încercat să facă o manevră ca să-l poată vizita pe Robby la școala de corecție, dar el a ales să fie alături de Miguel în ziua operației și nu a mai ajuns să se vadă cu fiul său. În cele din urmă, Johnny reușește să ajungă lângă Robby în timp ce acesta făcea muncă în folosul comunității. Dar el e ceva de genul: moșule, n-ai fost niciodată lângă mine, n-am nevoie de tine nici acum. Deci după o mică ceartă cu fiul său, Johnny se axează doar pe recuperarea lui Miguel. În primul rând, Miguel are nevoie de sprijin emoțional, iar cumva prin metodele sale neortodoxe, care în mod clar nu sunt aprobate de către un doctor, Johnny reușește să-l facă pe Miguel să-și miște puțin piciorul, iar în cele din urmă chiar să-și poată folosi picioarele ca un om normal. Școala unde s-a întâmplat războiul karatelor a luat măsuri stricte antiviolență. Deci Cobra Kai și Miyagi-Do au căutat diferite metode prin care să se lupte unii cu alții. Altercațiile de la școală au condus la o luptă în afara școlii, unde Hawk i-a rupt mâna lui Dimitri. Câtă vreme Johnny era la conducere, Cobra Kai a fost un loc în care tocilarii învățau să fie mai duri ca să nu-și mai ia bully. Dar acum că Chris e la conducere, toți cei care nu au instinct ucigaș sunt dați afară din dojo. Iar pe lângă asta, Cobra Kai are parte de noi recruți, recruți printre care se numără și Kyler. Ultima piesă a puzzle-ului lui Chris este Robby, deci moșul îi face o mică vizită și îi dă câteva sfaturi ca să-l ajute cu colegii de la școala de corecție. După ce Robby este eliberat, el este așteptat afară de către Daniel și Johnny, dar puștul îi refuză pe amândoi și merge pe mâna lui Chris. Odată întors la școală, Miguel este dezamăgit să afle că prietenii săi din Cobra Kai au devenit niște mârlani. Iar pentru că acești copii erau responsabilitatea lui Johnny, bătrânul își înființează un nou dojo în care se înrolează Miguel și copiii dați afară din Cobra Kai. By the way, dojo-ul se numește Eagle Fang. Mai bine suna Cobra Kai. Din cauza că Miyagi-Do a fost implicat în conflictul de la școală, reprezentanța auto a lui Daniel are probleme de imagine. Acum, sincer, partea asta a fost băgată în serial doar pentru a-l reuni pe Daniel cu Chosen, un inamic de-al său din filmele Karate Kid, inamic care acum i-a devenit prieten și care o să devină mai relevant în sezonul 5. Deci n-am să insist prea mult cu problemele business-ului. Asta pentru că ele se rezolvă rapid. Din cauza că bătăușii de la Cobra Kai au scăpat de sub control, Daniel se reapucă să predea karate ca să învețe pe copii să se apere singuri. Miguel se desparte oficial de Tori și reușește să-și mai îmbunătățească situația cu Sam. La un moment dat, când cei doi flirtau, ei sunt văzuți de către Robby, așa că Robby îl atacă pe Miguel, doar ca Sam să intervină și să-l protejeze pe băiat, taman pe dos față de cum s-a întâmplat la petrecerea când cei doi băieți s-au cunoscut. Miguel și Sam încep să fie din nou împreună. By the way, Robby și Tori nu se cuplează instant, dar scânteie între ei există. Iar că tot vorbeam de cupluri, noua încredere în sine pe care Dimitri a câștigat-o datorită karatelor l-a ajutat să o combine pe tipa asta sexy. Amuia a fost o scorpie în primul sezon, dar Aisha i-a arătat că nu e prea frumos să primești bully, așa că acum ea s-a schimbat. Sam și Miguel încearcă să împace membrii Miyagi-Do și Eagle Fang, asta ca să lupte împreună împotriva Cobrei Kai. Inițial părea că planul lor nu va funcționa, dar când cele două grupuri s-au adunat la Sam acasă, ei au fost atacați de către Cobra Kai, așa că sunt nevoiți să lucreze împreună ca să câștige. Amuo putea Miguel să-și folosească picioarele din nou, dar el este departe de a fi la capacitatea sa maximă, așa că este un pic cam greu în luptă. Între timp,
Hawk realizează că el luptă alături de cei care își băteau joc de el împotriva propriilor prieteni, așa că întoarce armele, iar Cobra Kai este forțată să se retragă pentru moment. Auzind de cele întâmplate, Johnny merge după Chris doar ca să-l vadă pe moșniac cum îl antrenează pe Robbie. Situația escaladează. Johnny vs. Chris, apoi Johnny vs. Robbie, după care LaRusso apare și el în peisaj, se luptă și el cu Chris, iar în cele din urmă cu toții ajung la concluzia că cel mai bine rezolvă acest conflict la următorul turneu de karate. Deci înțelegerea e următoarea. Dacă Cobra Kai pierde, Chris dispare pentru totdeauna. Dar dacă câștigă, Johnny și Daniel nu vor mai preda niciodată karate. Drept urmare, Eagle Fang și Miyagi-Do își unesc forțele. După cum era de așteptat, din cauza că cele două dojo-uri sunt complet opuse, această uniune nu a mers bine la început. Dar după ce Johnny a practicat niște Miyagi-Do, iar Daniel niște Eagle Fangs, lucrurile parcă încep să meargă mai bine. Numai bine că elevii învață și altceva în afară de apărare, pentru că Robbie îi învață pe cei de la Cobra Kai toate tehnicile celor de la Miyagi-Do. Ca să își consolideze poziția, Chris îi cere ajutorul unui vechi prieten, lui Terry Silver, un psihopat care a făcut probleme lui LaRusso în Karate Kid 3. Acum omul s-a pensionat și trăiește o viață liniștită, dar Chris îi reamintește: omule, ți-am salvat viața în Vietnam, îmi ești dator. Deci Silver își prinde din nou părul într-o codiță de ponei și redevine sensei la Cobra Kai. Înapoi la Miyagi-Do și Eagle Fang, Miguel începe să petreacă mai mult timp cu Daniel, atât la antrenamente cât și în afara acestora. Iar Johnny reușește să o facă pe Sam să își dezvolte propria personalitate și să nu mai fie o bucată de plastelină care să se muleze după cei din jur. După cum era de așteptat, lui Johnny nu îi convine că Daniel îl fură pe Miguel și nici lui LaRusso nu îi convine că Johnny o influențează pe Sam. Deci cei doi decid să își rezolve problemele prin karate. Doar că de data asta nu e vorba de doi moși care se bat pe stradă. Acum lucrurile sunt un pic mai organizate, iar cei doi moși se bat în ring. Ei sunt foarte asemănători din punct de vedere al abilităților, iar meciul se termină la egalitate, acesta fiind totodată sfârșitul alianței lor. Nici în tabăra cealaltă lucrurile nu stau mai bine, pentru că Silver se extinde mai mult decât ar vrea Chris, așa că moșul cu țigară îi nevoit să-i reamintească condiției de ponei că or fi ei parteneri, dar tot el îi șeful. By the way, luptele dintre Cobra Kai, Miyagi-Do și Eagle Fangs sunt interzise până la campionat. Deci copiii s-au pistonatit și colo prin diferite mijloace. Ba chiar la un moment dat, Robbie și Cobra Kai i-au tuns creasta lui Hawk. Deci fără frizura aia șmecheră, Hawk se întoarce la a fi Eli, își pierde încrederea în sine și vrea să renunțe la karate. Dar noroc că prietenul său, Dimitri, îi este alături și îl convinge să se reapuce de karate alături de Miyagi-Do. By the way, din cauza că Tori a intrat prin nefracție în casa familiei LaRusso, ea primește o vizită la lucru din partea doamnei LaRusso, care o amenință să stea departe de Sam. By the way, din vina babei, Tori este concediată. Destul de nașpa, pentru că ea lucra în mai multe locuri ca să poată să își permită întreținerea locuinței, tratamentul mamei sale care era bolnavă la pat și cheltuielile fratelui mai mic. Doamnei LaRusso începe să-i pară rău pentru Tori și vrea să o ajute. Iar pe lângă câteva ședințe de terapie, doamna LaRusso o mai bagă pe Tori înapoi la școală, fata fiind exmatriculată după ce a pornit acel război al karatelor. Amui, ideea e că Tori vrea neapărat să se întoarcă la școală, doar ca să poată primi custodia frățiorului ei mai mic în caz că măsa moare. By the way, mai țineți minte că Johnny și mama lui Miguel s-au cuplat mai demult? Miguel află despre relația lor, dar Johnny îl asigură pe puști că nimic nu o să se schimbe între ei. Am o basa că am schimbat, pentru că acum Johnny încearcă să fie ca un tată pentru Miguel. Bine, el oricum era asta, dar era în felul său original. Acum Johnny doar încearcă să fie modelul de tată responsabil și grijuliu, adică nu cum e el. Deci Johnny e puțin fake acum. Da. Păcat că odată la beție, Johnny a zis lui Miguel: te iubesc, Robbie. Urât. Ca și fapt divers, Robbie și Tori se cuplează oficial și e puțin cam ciudat pătratul ăsta amoros dintre Miguel, Tori, Robbie și Sam. Adică am mai auzit de triunghiuri amoroase, dar mai rar de pătrate. Campionatul de karate se apropie cu pași repezi, iar anul acesta turneul suferă câteva modificări. Anume, se introduc niște probe speciale și o categorie separată pentru fete. Astea-s vești proaste pentru Johnny, pentru că el nu mai are nicio fată în dojo, Aisha mutându-se din oraș după războiul karatelor. Deci Johnny se pune să facă niște recrutări, în urma cărora o tipă pe nume Devon Lee se alătură dojo-ului Eagle Fangs. Fata face parte din echipa de dezbatere a școlii, dar ea are o scânteie în ea care o face să fie vrednică de a fi eleva lui Johnny. Că tot vorbeam de recrutări, un tip pe nume Kenny se alătură Cobrei Kai. El este un puști care își lua bully de la Anthony LaRusso, da, fiul lui Daniel. Iar partea amuzantă este că fratele mai mare al lui Kenny este un prieten
recente a lui Robbie de la școala de corecție. Deci când tipul a auzit că fraxul mai mic are probleme cu un așa zis karatist, el l-a trimis pe Kenny la Robbie. Iar Robbie s-a ocupat personal de antrenamentul lui Kenny ca să-l ridice la așteptările lui Chris și Silver, ca să se poată înrola în Cobra Kai. Iar cât despre Anthony, tipul e un măgar care îl chinuia pe Kenny doar ca să-și impresioneze prietenii. Iar când Daniel a aflat ce-i face odrasla, bineînțeles că l-a pedepsit. Și bineînțeles că Plodunul dă 2 lei pe părerile lui Taxu. În cele din urmă a venit vremea campionatului, iar Cobra Kai a condus detașat la probele de specialitate. Deci singura șansă a eroilor noștri de a câștiga campionatul sunt titlurile de campion de la băieți și de la fete. By the way, Moon își face apariția la turneu și îl sărută pe Eli ca să-i redea încrederea în sine pe care a pierdut-o odată cu creasta. Deci Hawk e din nou în joc. Robbie și Kenny se luptă unul cu altul, iar pentru că Robbie nu a vrut să-l rănească pe Kenny, el nu a dat tot ce a putut și a pierdut câteva puncte. Moment în care Chris îi reamintește lui Robbie motoul Cobrei Kai, fără milă. Deci Robbie merge all out și îl scoate pe Kenny din turneu. După match, Anthony îl vizitează pe Kenny și își cere scuze pentru că l-a hârțuit, dar lui Kenny nu îi pasă. Iar dacă nu intervenea Robbie, era vai de curul lui La Russo Jr. Deci ca și în cazul lui Hawk, de la a primi bully, Kenny a ajuns să dea bully. Robbie, tată, ce-ai făcut cu săracul copil? Revenind la turneu, în semifinală, Miguel îl confruntă pe Hawk, dar în timpul meciului Miguel se accidentează. Din fericire, el a făcut doar o întindere de mușchi, iar doctorii îi zic că teoretic el poate să continue lupta dacă vrea. Amu Johnny încearcă să-l forțeze pe Miguel să lupte, dar Pușciu a renunțat și a fugit de acasă ca să-și caute adevăratul tată. El realizând că oricât l-ar vedea pe Johnny ca pe un tată, fiul său adevărat este Robbie, nu el. By the way, pe parcursul turneului, elevii lui Daniel au avut probleme destul de mari împotriva Cobrei Kai, din cauza că Robbie și-a învățat noi colegi cum să contracareze stilul Miyagi-Do. În finala băieților, Robbie se luptă cu Hawk. Numai bine pentru că Hawk este singurul membru Miyagi-Do care știe să atace. Adică singurul membru Miyagi-Do ale cărui mișcări nu sunt cunoscute de către Robbie. În continuare, avem parte de o luptă intensă. O luptă în care vedem niște pătrățele și niște mușchiuleți. O luptă pe care Robbie probabil ar fi putut-o câștiga dacă nu era cu gândul în altă parte. Astfel, câștigătorul turneului la categoria de băieți este Hawk. Acum Miyagi-Do are un punct și e la egalitate cu Cobra Kai. Deci dojo-ul câștigător va fi determinat în funcție de rezultatul categoriei de fete. Devon este eliminată destul de rapid din concurs de către Tori, iar Sam este nevoită să îmbrățișeze din plin stilul de luptă al lui Johnny ca să câștige împotriva unei fete din Cobra Kai. Astfel Daniel realizând în sfârșit că poate nu are mereu dreptate și că un pic de agresivitate e binevenită din când în când. Ca și fapt divers, omul a făcut un gest foarte frumos și l-a numit pe Johnny al doilea sensei al lui Sam. În finală, Tori se luptă cu Sam, dar lupta nu e corectă, pentru că arbitrul îi ține în mod evident partea lui Tori. În timpul pauzei, Silver o împinge pe Tori de la spate să continue și să câștige meciul, dar Chris își amintește că genul ăsta de atitudine l-a îndepărtat de Johnny. Deci moșu îi zice lui Tori să lupte cum consideră ea că se cuvine, el nedorind să facă aceeași greșeală pe care a făcut-o cu Johnny. E drăguț oarecum că moșu chiar ține la Johnny, în stilul său ciudat și bolnav, dar el chiar o face. În cele din urmă, Tori câștigă, dar ea nu apucă să se bucure prea mult de victorie, pentru că aude din greșeală că Silver l-a mituit pe arbitru. Asta ca să asigure victoria Cobrei Kai. De îndată ce Cobra Kai a fost numit cel mai bun dojo din oraș, Silver anunță că dojo-ul său urmează să se extindă. Da, am zis dojo-ul său din cauza că imediat după turneu, Chris este arestat, el fiind acuzat că l-a bătut măr pe Stingray. Amu, adevărul e că Stingray a fost dat afară din Cobra Kai de către Chris. Așa că omul a mers la Silver ca să-și încerce norocul, iar codiță de ponei l-a bătut și i-a promis că o să-l bage înapoi în Cobra Kai, numai dacă dă vina pe Chris pentru bătaia pe care și-a luat-o. Deci acum codiță de ponei este unicul proprietar al Cobrei Kai. Tot după turneu, Robbie îl vizitează pe Johnny și se împacă cu acesta, băiatul realizând că a devenit ceva ce nu vrea să fie, iar el se simte și mai nașpa din cauza că l-a corupt și pe Kenny. Deci Robbie își dă seama că nu e chiar ușor să încerci să ghidezi pe cineva în viață. Deci Pușciu îl iartă pe Taxu că nu i-a fost alături. În continuare, Robbie și Johnny merg în Mexic ca să-l aducă pe Miguel înapoi acasă. Ideea e că Miguel și-a descoperit în cele din urmă tatăl biologic, dar acesta nu e persoana pe care și-a imaginat-o, el fiind un traficant de droguri care nici măcar nu știe de existența lui Miguel. Deci băiatul se întoarce înapoi acasă destul de rapid cu Johnny. În timp ce Johnny era prin Mexic, Daniel a închis Miyagi-Do, dar el nu-l lasă pe Silver să câștige, așa că îl cheamă pe Chosen în ajutor. Cei doi se duc la un tip pe nume Mike Barnes,
un fost aliat de-a lui Silver din Karate Kid 3. Dar Mike nu mai are treabă nici cu Silver și nici cu karatele. El acum are un magazin de mobilă. Dar din cauza că e conștient că Ponoiul nu miroasea bine, Mike îl ajută pe Daniel cu niște informații care l-ar putea băga pe Silver la închisoare. Dar, din păcate pentru băieți, codița de ponei a fost cu doi pași înaintea lor. Deci Silver își începe ofensiva. El incendiază magazinul lui Mike și începe să se amestece în viața privată a lui Daniel, moșul trăgând niște sfori ca familia lui să se întoarcă împotriva sa. Iar, drept urmare, soția lui Daniel s-a săturat de acest război nesfârșit al karatelor. Așa că își părăsește pentru moment soțul și pleacă la o prietenă de-a ei. Prietena care i-a făcut lipeala cu Daniel mai demult și care totodată are la rândul ei experiențe negative cu codița de ponei. Deci doamna LaRusso se întoarce acasă și hotărăște să-și susțină soțul orice ar fi. Daniel primește prin poștă niște indicii care sugerează că Stingray a mințit în legătură cu Chris și că Silver e implicat în scandal. Deci LaRusso îi face o vizită la bărbos, dar degeaba pentru că tipul nu scoate nicio vorbă. By the way, el are o casă nouă și o nouă mașină, adică Dodge-ul Challenger a lui Johnny. Oare cum o pus mâna pe ele? Înapoi la copii, Robbie încearcă să își convingă prietenii să părăsească Cobra Kai, dar Kenny e prea spălat pe creier ca să facă așa ceva, iar Tori este omul lui Chris din afara pușcăriei, moșul fiind singurul motiv pentru care fata nu a părăsit dojo-ul. Scopul lui Chris este acela de a se răzbuna pe Silver, iar Tori îl ajută să facă asta. Ca și fapt divers, ea este cea care i-a dat lui Daniel indiciile despre Stingray. Tensiunile dintre copii încă există, iar având în vedere că Johnny și mama lui Miguel urmează să aibă un copil, Johnny e hotărât să-i facă pe Robbie și Miguel să își rezolve problemele. Iar după cum v-am mai zis, Johnny își rezolvă problemele dând cu pumnul. Deci el îi pune pe băieți să se bată pe viață și pe moarte, iar după câteva vânătăi zdravene, băieții chiar ajung să se înțeleagă. Nu știu dacă v-ați dat seama până acum, dar Johnny nu a lipsit din viața lui Robbie pentru că îl urăște sau ceva de genul ăsta. Pușciu a venit cam pe neașteptate, iar Johnny pur și simplu nu a fost pregătit pentru o asemenea responsabilitate. Așa că a clăcat și a fugit. Totuși, măcar de data asta, el încearcă din răzputeri să nu-și mai repete greșelile din trecut. Cobra Kai-ul lui Silver s-a extins și a acaparat toate dojo-urile din oraș. Inițial, codiță de ponei a cumpărat dojo-urile cu tot cu sensei acestora, dar după ce Chosen i-a bătut pe toți prăpădiții ăia de unul singur, codița de ponei și-a angajat niște asasini ninja pe post de sensei la Cobra Kai. Având în vedere că Silver și Cobra Kai au scăpat de sub control, Daniel, Johnny și Chosen își unesc forțele. Ei redeschid Miyagi-Do și sunt susținuți de aproape toate personajele relevante. Singurii care încă fac parte din Cobra Kai fiind Tori, Kenny, Kyler și Devon Lee. Da, Devon s-a alăturat Cobrei Kai ca să învețe karate de la Tori, neștiind că aceasta a rămas la dojo obligat forțat de dragul lui Chris. Marele plan al lui Silver este de a extinde Cobra Kai internațional, dar ca să facă asta, el mai întâi trebuie să se califice, după care trebuie să câștige campionatul mondial de karate. Organizatorii turneului au trimis o comisie care să evalueze Cobra Kai, dar aceștia tot aruncă un ochi și peste noul dojo al lui Johnny, Daniel și Chosen. Organizatorii nu se pot decide care dojo merită să participe la campionatul mondial. Deci ei hotărăsc să organizeze un mini turneu între dojo-uri ca să se convingă. Reprezentantul băieților de la Miyagi-Do este Hawk, iar acesta se luptă cu Kenny. Kenny reușește să-l doboare pe Hawk folosind o mișcare ilegală, dar arbitrul a fost mituit din nou de către Silver. Așa că la băieți, Cobra Kai a înscris o victorie. Văzând că Silver trișează din nou, Tori se cară și nu are de gând să reprezinte Cobra Kai. Așa că Devon Lee îi preia locul și se luptă cu Sam. Sam e luptătoarea mai bună, dar arbitrul e în continuare mituit. Deci Sam a fost nevoită să meargă all out și a zdrobit-o pe Devon atâta de tare încât și arbitrul corupt a fost nevoit să-i acorde victoria. Acum că dojo-urile au ieșit la egalitate, amândouă primesc dreptul de a participa la campionatul mondial. Atât copiii cât și adulții merg să sărbătorească. La partiul copiilor, Miguel se combină cu o fată. Asta din cauza că Sam a decis că are nevoie o pauză. Dar aparent, în pauza asta, Miguel nu avea voie să se dea și la alte fete, pentru că Sam este clar afectată de treaba asta. Oricum, supărarea ei nu ține mult pentru că Tori își face apariția la petrecere și îi zice că atât meciul dintre ele două, cât și meciul cu Devon au fost cumpărate de către Silver. Deci băieții buni se infiltrează în baza principală a Cobrei Kai pentru a face rost de niște înregistrări care să dovedească că Silver i-a mituit pe arbitrii. Între timp,
Johnny, Chosen și Daniel au băut un pic cam mult la partiul lor, iar limuzina în care se aflau i-a dus în mijlocul pustietății. Aparent, nu Silver a aranjat răpirea băieților, ci Mike Barnes. Acesta dorind să se răzbune pe Daniel pentru incendiul magazinului său. Daniel îi bagă mințile în cap zicându-i că Silver e vinovatul. Deci Mike, Chosen și Johnny, în starea lor de prietate, pornesc spre conacul moșului ca să-l bată măr. E amuzant că ăștia trei sunt personajele negative din Karate Kid 1, 2 și 3. Iar personajul principal al filmelor, adică Daniel, este singurul care a considerat că treaba asta nu e o idee tomna bună. Așa că el a rămas în spate în mijlocul pustietății. Nu e problemă de război, pentru că Stingray a decis că vrea să fie de partea băieților buni, așa că merge cu mașina după Daniel și îl duce pe acesta la sediul Cobra Kai din cauza că elevii lui au probleme. Aparent, Miyagi-Do are un trădător, iar tipul ăsta a anunțat Cobra Kai de ce vor să facă copiii. Deci, în continuare, mai avem parte de încă un război al karatelor. Acasă la Silver, Mike este scos din joc destul de repede. Chosen se cuțitează cu codiță de ponei de zici că-s pe străzile din Craiova, iar Johnny se ocupă de restul asasinilor lui Silver. Chosen l-a bătut pe Silver, dar codiță de ponei joacă murdar și l-a tăiat destul de grav pe Chosen. Nu vă faceți griji, el nu a murit. După asta, Silver merge la baza Cobrei Kai, lăsându-l pe Johnny la mila asasinilor săi. Totuși, Johnny își amintește că are un copil de crescut, așa că intră în rage mode, iar cu puțin ajutor de la Mike, băieții buni au câștigat pe frontul ăsta. Pe celălalt front, copiii au reușit să tragă de timp suficient de mult timp încât să încarce pe YouTube dovada că Silver este un trișor, așa că lupta se oprește, iar studenții săi se întorc împotriva sa. Codiță de ponei și Daniel au ajuns și ei la dojo aproximativ deodată și din oarecare motiv încep să se lupte. Daniel îl termină pe codiță de ponei cu lovitura sa emblematică de flamingo. Da, știu că de fapt e lovitura cocorului, dar flamingo sună mai bine. După bătaie, Silver este închis la Mititica pentru că Stingray le-a zis polițiștilor adevărul despre cum și-a luat bătaie. Deci toate parcă se termină cu bine. Miguel se împacă cu Sam, Robbie cu Tori, deci totul pare promițător. Dar în celălalt capăt de oraș, Chris tocmai a evadat din închisoare, acesta folosindu-se de un plan bine pus la punct. Nu am să intru în detaliile evadării, asta pentru că nu suntem în Prison Break, dar eu unul acum cred că moșul e pornit să se răzbune pe Johnny și Daniel. Asta din cauza că ăștia doi i-au cam dat o țeapă în închisoare. Anume, Chris a fost de acord să le dea informații despre Silver în schimbul unui avocat. Chris și-a respectat partea de înțelegere, dar băieții nu. Deci ce pot să zic? La Russo, Lawrence, păziți-vă spatele în sezonul următor, pentru că Cobra Kai never dies. Fraților, nu am să mai lungesc prea mult acest video. Așa că ziceți-mi în comentarii dacă vreți să vedeți video cu filmele Karate Kid și nu uitați să vă abonați la canal pentru că e pe drum videoul cu Beyblade. Acestea fiind zise, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele ZMI 13, Vlad Morar, Marius, Omega, The Vengeful One, Air Snake, Raptorul Air, Alin Atodirese, Bogza KD, Antoniu, Alexandru Ștefan Rareș, Pop Vlăduț 56, Brah, Bogdan Gaming, Miruna Cris, Marius Vișan, Ionuț Roman și Redo. Plus încă un rând de aplauze pentru miticul Duanii. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii cu ce vreți să mai fac videouri, ne auzim pe Insta și pe TikTok. Eu am fost Paul Pașca și ne vedem data viitoare.